Și în ultimul rând, pentru toți invitații, pentru toate mamele din lume, mulțumim! Mulțumim frumosă română, fără o număr. Ia uzi, încă o dată strofa asta criminală! Ia-o Nășicule! Ia-o Jackson! Ia-o Scaliule! S-o grumi, domnul Felix, toată familia lui, copiii lui, valoarea lui, toți nepoții lui! Eu am văzut alți copii cum și-au gonit părinții. Nu și-au dat seama ce-au făcut când părinții și-au gonit. Atențiune! Din partea lui Elvis pentru măicuța lui scumpă, pentru doamna Martiana, din partea lui Elvis, pentru mama lui, puterea lui, care a crescut doi campioni, Elvis și Florin, 50 euro pentru doamna Martiana. Din partea lui Fernando, pentru Miruna, 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 tot pentru Miruna, 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 100 de euro să-ți trăiască măicuța ta, să ai noroc și fericire și tot ce-ți dorești, Elvise. Pentru măicuța ta care ți-a dat viață, ți-a dat un nume și o valoare, să ai noroc și fericire. Și pentru măicuța mea, din partea lui Elvise, să trăiască copiii tăi, 100 de euro. Ia un zic o dată vorbele astea, de la mine pentru voi și pentru măicuțele voastre, să vă dea Dumnezeu fericire și numai bine. Toată masa lui Nașu Mare, toți invitații din această seară, socrul mic Felix, toți nepoții lui, toată familia lui, cu respect maxim, și de la Bogdan, pentru doamna Jenica, care i-a lină inima, puterea lui. Eu am văzut alți copii cum și-au gândit părinții. Nu și-a dat seama ce-au făcut când părinții și-au gândit. Cum să faci așa ceva, să gândești mama ta? Mama ta ce ți-a dat viață și putere și speranță. Orice până la mama mea, orice, că mama mea e mila mea. Atențiune-s! Din partea lui Jimmy, pentru măicuța lui doamna Angelica, pentru tăicuțul lui domnul Tudor, pentru surioara lui Camelia, pentru nevasta lui Elisa, băiatul lui Hector, Antonia, nășicu mare, nașa mare, socri mari, socri mici, ginerică mireasa, toată masa lui Nașu și toți invitații, 50 euro, 100 de euro, 150 de euro, 200 de euro! Pentru măicuța lui și tăicuțul lui din partea lui Jimmy, domnul Tudor și doamna Angelica și toate mamele din lume, 200 de euro din partea lui Jimmy, strească părinții tăi! Ia să auzi ce spune strofa asta frumoasă. După melodia asta, o să-i gând și melodia lui Bogdan pentru măicuța lui și tăicuțul lui, că i-am promis și vreau să-mi respect, vreau să-mi respect toate comenzile pentru fiecare invitat în parte. Cine mi-a lină inima, e Tudor și Angelica. Mi-a dat mâna să mă scoală și nu mă
sunt să mor. Viața, viața pentru ei, Doamne, pentru părinții mei. Tu doar și Angelica, regele și regina. Angelica e mila mea. Eu doar dar luna și mare, Gilbert. Pentru domnul Tudor. Domnul Tudor. Domnul Tudor. Care a dus pe toți în Spania și a învățat să facă bani. Când făcea el milioane de euro, alții habar n-aveau. Spune la șumare, 50 euro strească familia și măicuța ta. Iauzi, adevărul. Orice-i până la genelica. Angelica e mina mea. Orice până la Tudor al meu, că la e regele meu. Nu contează banii mei, părinții mei sunt ochii mei. Atențiune! Încă 100 de euro special pentru nașul mare, pentru Gilbert, pentru familia lui, pentru toți verii lui, pentru cumnatul lui Mari, pentru doamna Angelica, pentru Elisa și în ultimul rând pentru toți părinții din lume. Să trăiască, trăiască măicuță ta și tecuțul tău până la 300 de euro. Ia-o-s. Folong la secundă. Am și eu pe cineva ce ține la viața mea. I-aș da inima în mine lor ca să ne fie bine. Iau Jimmy. N-o valoare toți banii, puterile lucii mii. Tudor și Angelica, sufletul și viața mea. Orice până la Angelica. Că mama mea e mila mea. Orice până la Tudor al meu, că la e regele meu. I-aș da inima din mine lui ca să-i fie bine. Trească măicuța și tecuțul tău, Jimmy, Elvis, Jackson, Caliu, toată masa luna și mare, nășicu mare, măicuța lui doamna Veta, să vă dea Dumnezeu fericire. M-am și-o două strope pentru Bogdan, că i-am promis pentru măicuța lui. Pentru doamna Jelica, puterea lui Bogdan și domnul Felix, care într-o secundă și-ar da viața pentru ei. Părinții lui care i-a dat viață. E o melodie care eu am dedicat-o pentru părinții mei și o dedic și pentru Bogdan. Cu mii de scuze. Numai două minute pentru Bogdan, fără întrerupere melodia asta. După aia să cântăm și noi, de joc să ne simțim bine. Dacă de-aia am adus-o și pe Cristina Bucean, și bă, frații, dar o să facem atmosferă. Melodia, dacă mama mea m-ar întreba,
ce înseamnă pentru mine ea. La fel și tăicuțul meu, cuvintele lui Bogdan, pentru părinții lui, sufletului, să face o primire scurtă. Bine ați venit, stimați invitați, bine ați venit! Bine ați venit, fraților! Hai băieți! Perfect! Pentru Bogdan și pentru părinții lui, sufletul lui! Din partea lui Bogdan, 100 de euro! Pentru măicuțele la tosferii lui! Pentru nășicul lui Marcel și nășica lui și familia lor frumoasă și toți invitații din această seară, 100 de euro. Ia-o-s! 100 de euro din partea lui Bogdan. Ce spune Bogdan și Dani? Vorbele astea adevărate. Dacă mama mea m-ar întreba ce înseamnă pentru mine ea, dacă-i spun ce sunt în stare, ar câte jos din picioare. Jenica, atențiune! Pentru soacra lui doamna Jerica, doamna Brăchina care l-a crescut pe Bogdan, pentru măicuța ta scumpă, care a crescut pe toți nepoții la fel și n-a făcut diferență. A fost măicuța la toți nepoții. Pentru măicuța ta, pentru doamna Lăcrămioara, pentru doamna Jerica, pentru măicuța lor. Și toate mamele din lume! Și domnul Felix, foarte special! 50 de euro să rească familia și tot ce iubești tu! Și pentru mama mea să rămână să rească copiii tăi! Ia-ți, Bogdane! Dacă mama mea m-ar întreba ce înseamnă pentru mine ea, ce sunt în stare, ar câte jos din picioare. Jenica, de m-ar întreba și tatăl meu, pentru el, Doamne, ce-aș face eu? N-am curat să-i spun în față că are suflete o viață. Tatăl meu, mama mea, tăicuțul meu, pentru voi aș face orice sacrificiu, cât ar fi de greu. Și nu-mi pare rău, aș muri de 10 ori, mi-aș da 10 vieți. O primire scurtă! Bine ați venit, domnița! Bine ați venit, fraților, bine ați venit! Da. La melodia lui Bogdan! O sigură strofă spune Bogdan, cum îi dă scuze la toată lumea că nu vrea să deranjeze pe nimeni, după care cântăm pe joc. Din partea lui Achim, nepotul lui socru mic, domnul Felix, pentru mătușa lui doamna Jenica, pentru măicuța lui, pentru doamna Lăcrămioara, care a avut capul pe umeri,
când a scăpat de la suferință. Și toate mamele din lume, și să jorostrească familia ta și pe ce iubești tu. Iau ce spune. O loc la secundă. Mama mea, decuțul meu, pentru voi aș face orice sacrificiu, cât ar fi de greu. Și nu-mi pare rău, aș muri de 10 ori, mi-aș da 10 vieți pentru părinții mei. Să știu nemuritor, să știu nemuritor. Că părinții tăi și tot ce iubești tu. Cântăm și noi un program frumos de joc pentru toată lumea. Mii de scuze, spune socrul mic, domnul Felix. Cântăm de joc pentru toată lumea, pentru nași și mari, tinerii căsătoriți, socrii mari, socrii mici și toți invitații, fără diferență. Atmosferă de minim 10 stele. Forță, 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 forță. Dino, din partea lui Ionuț, pentru toți invitații din această seară. Ionuț Serele, pentru frații lui din partea lui Ionuț, pentru Florin, pentru Mărete, pentru Elvis. Ține banii și eu îți promit că scă melodia, că și ție ți-am promis, știi? Trească familia tot ce iubești tu. Nu-mi da banii acum, îi dai când îți fac melodia. Dacă așa e cel mai frumos. Să trăiască tot ce iubești tu. Alo! Toate doamnele și toți domnii, inclusiv toată familia, nu s-o curmise să la dans, s-o ceapă atmosfera. Da. Dă drumul la topă, Sherry, Sherry! Haideți să vină Cristina Bucea lângă noi. Nașule, Nașa, Ginerică, Mineasa, toată lumea să simtă bine. Alo, una, două, introducerea. Păi bine, bine, mă. Nașul mare la fel. Una, două, trei.
și... Dacă ne strângem, n-avem loc, nu mai e aer. Oh! Îmi place cum te porți cu mine, baby. Îmi pierd controlul în cabine, baby. Criminală, criminală, baby. Baby, 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 bun, tu ai corpul cel mai bun. Îmi place cum te porți cu mine, baby. Îmi pierd controlul în cabine, baby. Criminală, criminală, baby. Baby, 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 bun, tu ai corpul cel mai bun. Sherry, sherry, dulce ca un jerry. Hey, sherry, sherry, dulce ca un jerry. Tu ești minunată, cea mai elegantă. Hey, sherry, sherry, dulce ca un jerry. Sos clarinaturinele, papalos! Paga introducerea! 1, 2, 3, 5!
lasă-l că e rușine. Rrrr, tsa, tsa.
lui pentru Somerta, Regina de Maroc, și pentru Nașa și Nașa, și de la frații Daru și Cristina Buciană, pentru toată lumea să simtă bine. Pentru Macolo! Hai șamane, pentru Somerta viața un șaman. Să vină și nașa mare, și nașa mare. Cu mișcări orientale ai elunile, și mă ui numai la tine, mare tale trai. M-a plăpit și simirosul parfum arăvesc, ca ea mare nevira te pot să mai găsesc. Cu mișcări orientale ai elunile, și mă ui numai la tine, mare tale trai. M-a plăpit și simirosul parfum arăvesc, ca ea mare nevira te pot să mai găsesc. Și magită, frumoasă, ispită, regina din mare, frumoasă cu om. Haide! Bine, mă! Așa, mă! Haide, haide! Yo! Hoi, hoi! Cine e regina mea, e regina mea, e Somerta mea, e Somerta number one, este number one. E puterea lui Șaban, a lui Șaban. Cine e regina mea, e regina mea, e numai Somerta mea, e Somerta mea. E Somerta number one, este number one. E puterea lui Șaban, a lui Șaban. Se mișcă, magită, frumoasă, mișită, regina din amară, frumoasă bă. Rugăminte la socru mic domnul Felix, la socru mare domnul Sever, la Nășicu, Ginerică și Mireasa. Dacă tot ați adus-o pe Cristina Bucean, să-și facă și ea talentul ei. 15 minute, forță, cu formația de aur de ambursuc, să facă băieții numai bulgărește, talamane, percuții, băgați tot sacii de percuții. Ca după aia să fac și eu programul, după programul lui Cristina Bucean, a să fie frumos! Programul lui Cristina Bucean, după care cântă copilul din nou pentru toată lumea! Ne-ai mișcat 5 măsuri! Să-și facă programul și Cristina Bucean, că de-aia a adus-o Felix. Da, să fie frumos să trăiască copiii tăi și după aia fac eu programul. Hai Cristina Bucean, a fost programul!
Vă rog, Gabi, de la Zug Rubi. Mulțumesc, Gabi. Hai, băi, zi. Hai, Nino! Nino, ce voi și Gheorgel. În frunte cu Mădorin. Motorul formației.
S-a furat ginerică. Cât ați dansat, ginerică s-a furat. Să vină, să vină răpitorii să negocieze cu mireasa. Aduceți ginerică înapoi, fraților. Nu faceți glume de-asă. Hai, ninele! Hai, Prado, hai! Eu știu că tu ești number one, dar lasă-mă să vorbesc și ceva. Să vină! Uite că socru mare vrea să-și ia băiatul înapoi. Să vedem ce dă și mireasa pentru ginerică. Aduceți pe ginerică, nu faceți glume de-astea. Hai să vină ginerică! Socru mare! Să-l aducă pe ginerică înapoi, că mireasa are nevoie de el. Hai din noi! Cel mai modern clarinetist al României din toate timpurile până azi. Așa. Ha!
Să vină fratele Marina lângă mine. Să dea o improvizație. Cum știe el mai bine. Volum găbiță.